de ricin este întrebuințat nu doar de către cei care preferă tratamentele naturiste acasă, ci de toți cei care țin la aspectul lor fizic, indiferent de vârstă. Este cunoscut în primul rând pentru beneficiile pe care le are asupra creșterii părului și îmbunătățirea calității acestuia. Lângă podoaba capilară, uleiul de ricin mai îmbunătățește sănătatea unghiilor. Dacă faceți un masaj regulat al unghiilor cu acest ulei, ele vor fi mai rezistente și nu se vor rupe atât de ușor. Uleiul de ricin este bogat în acizi grași și vitamina E, ceea ce ajută la hidratarea pielii și o menține moale și sănătoasă. Totodată, acesta poate fi folosit pentru demachiere. El îndepărtează chiar și rimelul rezistent la apă și asta fără să usuce pielea sensibilă din jurul ochilor. Doar că ar putea provoca iritații dacă intră în contact direct cu ochii, așa că fiți atenți și nu îi țineți deschiși în timp ce spălați fața. O altă contraindicație e că, dacă se folosește în exces pentru păr, uleiul de ricin pe scalp poate provoca înfundarea porilor, iar astfel poate duce la apariția mătreții sau a altor probleme ale pielii capului. Femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să renunțe sau să evite utilizarea internă a uleiului, iar dacă vor să-l folosească extern, să o facă doar după ce consultă medicul. Uleiul de ricin este și un puternic laxativ, iar dacă este consumat excesiv, ar putea provoca diaree sau disconfort abdominal. Bineînțeles că dacă vă confruntați cu orice manifestare neplăcută, este indicat să întrerupeți utilizarea acestuia și să consultați medicul.